Domnul Popa, vă felicit încă o dată. Ați demonstrat că sunteți un polițist de perspectivă. Îmi pare bine că ați făcut acest gest care l-ați făcut. Ați făcut onoare instituției noastre. Robert Popa era împreună cu colega sa, Mădălina Vizir, într-o misiune de control în trafic, atunci când l-a oprit pe taximetristul care punea în pericol clienții conducând băut. Polițiștii aveau informații că bărbatul obișnuia să urce la volan beat în timp ce presta activități de taximetrie. I-am auzit la cunoștință conducătorului auto faptul că a săvârșit infracțiunea de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, moment în care acesta a încercat să ne ofere în repetate rânduri o sumă de bani cu titlul de mită pentru a nu lua măsurile. Alertați de cei doi agenți, ofițerii DGA au venit imediat la locul infracțiunii și l-au prins în flagrant pe bărbat în timp ce încerca să-i mituiască pe polițiști. Agentul de poliție a refuzat primirea banilor, sesizând Direcția Generală Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți. Întreaga activitate infracțională a fost filmată de către agenții de poliție cu bodycam-urile aflate în dotare. S-a întocmit dosar penal și pentru conducătorul auto, față de conducătorul auto care în acest moment al cercetărilor penale are calitatea de inculpat. S-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile. Bărbatul a rămas fără permis de conducere și are dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, dar și pentru dare de mită.